Consiliul Județean negociază cu FDGR pentru vânzarea casei Hermes din Piața Mică numărul 11. FDGR este proprietarul clădirii în care acum își are sediu Astra Film și după ce clădirea Monument Istoric va fi vândută către CJ Sibiu, destinația va fi menținută. Va fi un centru al filmului. Negocierile pleacă de la valoarea de piață a clădirii de 1.466.000 de euro. Primăria Sibiu a anunțat redeschiderea șantierelor din oraș odată cu îmbunătățirea vremii, iar strada Gurjului face parte din proiect. Locuitorii de aici sunt însă nemulțumiți pentru că municipalitatea le mută mașinile fără să-i fie anunțat înainte că nu mai trebuie să parcheze pe stradă, pentru că vor reîncepe lucrările. O femeie din Sibiu a alertat poliția după ce în cursul zilei de joi fratele său a dispărut de acasă. Acesta a plecat la drum cu mașina, iar de atunci nu l-a mai văzut nimeni. Duminică, familia a reușit să obțină vești, însă acestea au fost extrem de dureroase. Prodea Emil, în vârstă de 65 de ani, a fost găsit decedat chiar în autoturismul său pe dealul Gușteriței. Trupul neînsuflețit al sibianului a fost dus la serviciu de medicină legală, iar din primele cercetări se pare că nu prezintă urme de violență pe corp. Polițiștii continuă cercetările.